Australia este lovită de un ciclon care s-ar putea dovedi cel mai puternic din istoria țării continent. Uriașa vijelie s-a năpustit asupra statului Queensland, devastat și luna trecută de inundații catastrofale. 400.000 de oameni sunt condamnați să îndure furtuna. Printre ei sunt și sute de români. Până acum nu au fost anunțate victime, dar orașe întregi sunt devastate. Primele valuri uriașe aduse de ciclonul Yasi au lovit țărmul australian la ora locală 14. Au urmat rafale de vânt de aproape 300 de km pe oră care au doborât acoperișurile, au distrus liniile electrice și au smuls din rădăcini copacii ca pe niște lumânări. Oamenii s-au încuiat în case așteptând trecerea primului ciclon din categoria 5 înregistrat în Australia din 1918. Le-a spus la oameni să se ducă în camera cea mai sigură din casă, care de obicei e baia, pentru că baia are geamuri puține. Peste 10.000 de localnici și turiști au fost cazați în 20 de adăposturi publice. Alți zeci de mii de oameni și-au părăsit locuințele considerate prea fragile și s-au refugiat la rude și prieteni. 4.000 de soldați sunt mobilizați pentru a veni în ajutorul sinistraților îndată ce va trece furtuna. Autoritățile au avertizat că până atunci localnicii aflați în pericol trebuie să se descurce singuri. We are now seeing winds across these areas of more than 120 kilometers an hour. We're seeing torrential rain and we are seeing the beginnings of some serious wave activity. These are not conditions in which we can send out emergency workers. Aproape 200.000 de gospodării sunt lipsite de curent electric. Potrivit presei locale, într-unul din orașelele cel mai greu lovite, 90% din clădirile de pe strada principală sunt avariate. Localnicii se străduiesc să-și blocheze ușile și ferestrele pentru ca apa să nu le intre în case. Acum 35 de ani, zeci de oameni au murit într-un oraș devastat de un ciclon în nordul Australiei, iar furtuna de acum este mult mai puternică.